Salut și bine ați revenit pe canalul meu. Deși canalul meu este cu și despre orhidee, din când în când îmi permit luxul să mai prezint și altceva. Oricum, probabil mă urmăriți și pe canalul secundar și sper că mă urmăriți și acolo. Acolo postez mult mai des și alte lucruri, nu doar orhidee. Și vreau să vorbesc puțin despre violetele de Parma, cum le cultiv. Eu am aici 5 pui. Bine, veți vedea că am și alte violete, nu doar acești 5 pui, dar în principal aș vrea să vă arăt acești pui, pentru că îi am de la zero. Am primit în urmă cu un an și ceva, am primit o violetă și într-o singură frunză am obținut 5 pui. Avem așa, 1, 2, 3, 4 și 5. Absolut toți au boboci, însă acesta a fost cel mai harnic pentru că a și înflorit. Cum cresc eu? Pentru că am ceva probleme cu spațiu, așa când ai multe plante în casă, ai probleme cu spațiu, în sensul că nu prea ai ferestrele potrivite, sau mai bine lumina potrivită, pentru că violetele au nevoie de lumină bunicică, dar nu cu soare direct. Ei bine, ajutorul meu este acest aparat cu LED-uri. Vi l-am mai prezentat, îl cunoașteți, știți despre ce este vorba și pe mine m-a ajutat foarte mult. Așa cum am menționat deja, marele avantaj este că lumina vine de sus și toate frunzele au parte de lumină. În cazul în care aș fi ținut violeta la un geam luminos, ar fi trebuit odată din când în când sau la câteva zile să răsucesc planta astfel încât să primească lumină pe toate frunzele. Nu-i cazul și aici. De când le-am aici, au crescut foarte mult, foarte bine. O altă chestie, ale mele, ghivecele, mai bine zis, plântuțele, nu au găuri de nici de ventilație, nici de drenaj. Pentru că secretul constă în cantitatea de apă, pur și simplu le ud la câteva zile, astfel încât pământul să fie puțin de tot umed. Nu o să băltească apa, știți deja, cum se treaba cu apa, așadar prefer să le ud mai des sau cu cantitate mai mică de apă. Mă, și vă spuneam de flori, pentru că au început să facă flori. Absolut toate au flori. Dacă mă urmăriți pe canalul secundar, v-am spus la un moment dat, v-am spus, mi se pare, 5 trucuri pentru a înflori violetele de Parma și vă spuneam eu că acesta e un ghiveci prea mare și că sunt șanse să nu înflorească. Ei bine, ba da, o să-mi florească și așa, priviți cât de mare a crescut. Știu că ar trebui să rup din frunze, însă mi-e așa de milă să rup. Chiar vă rog să-mi spuneți voi cum procedați, să rupeți din frunze, căci care îmi pulcena mai mult înflorirea. Sincer, n-aș putea să fac asta. Singurul motiv pentru care aș rupe o frunză este să o mulțesc. N-aș rupe, sincer, 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 sincer. Și oricum, nu sunt doar câteva floricele, peste tot găsim și mai sus și mai jos, absolut fiecare ghiveci. E adevărat că cel mic a fost un pic mai leneș, acesta de aici. Dar și acesta are. Se vede acolo un bobocel și este doar începutul, pentru că în timp se vor forma mai mulți boboci. Cum le mai îngrijesc? Ei bine, v-am spus, le ud la câteva zile, astfel încât pământul e un pic umed, să nu băltească. Avem lumină multă, mă rog, multă, suficientă pentru ele. Le fertilizez cu un îngrășământ pentru orhidee. Am aici sticuluța, îmi pun aici apă și pun și un pic de îngrășământ. Nu exagerez cu îngrășământul, dar un pic, un pic de, un pic de tot. Și vă spun că sunt foarte bucuroasă că am reușit cu o violetă de la zero, de la o singură frunză, reușit să am 5 pui și absolut toți aibă boboci. Unii au înflorit deja, alții urmează și abia aștept. Da, și acesta este cel mai mic. Este și într-un vas mai micuț, putem observa și rădăcinile. Dacă au înflorit, totul este super. Ia, să vă arăt și pe aceasta. Sunt așa multe frunze că aproape că stau înghesuite. Vedem boboci aici și aici și credeți-mă că este doar începutul. În curând o să fie o sumedenie de flori, dar o să fie prezent la momentul potrivit pe canalul secundar. O să găsiți link în dreapta ecranului dacă vreți să aruncați un ochi și pe canalul secundar și dacă vă place, de ce nu să vă și abonați. Dacă mai vreți să vedeți clipuri de genul aici sau pe cel canal, să-mi spuneți și chiar sunt foarte, foarte curioasă.
După cum vedeți, nu am foarte mult, însă mai am și în altă parte, la un geam unde nu este foarte multă lumină, la un geam nordic parcă, de acolo țin orhidele, nu orhidele, violetele care sunt puse tot așa, deja au propuieții și abia aștept să-i mut separat, în ghivece separate. Dar mai e ceva până atunci, pentru că sunt încă micuți. Dar aici am toate violetele. Doar că în partea cealaltă sunt puioții. Aici avem. Asta e ultima primită. Nu arată ea foarte bine, dar sper să o. Sper să o fac să arate mai bine în timp. Cine știe. Aici este alta. Și aici vedeți fărgăuri de drenaj. V-am spus, secretul este apa. Dacă nu sunt toate cu cantitate foarte mare de apă, tot este bine. Pe mine m-a ajutat foarte mult această lumină și faptul că înfloresc este un semn că ele primesc lumină bună. Vă mai arăt încă o dată. Cam așa se prezintă. Și cam așa îmi cultiv eu violete de Parma. Și da, tocmai cum s-a găsit cățelul vecinului să-l latre, dar asta este, se mai întâmplă. Am putea să le prezint pe cele două. Nu este meritul meu că au înflorit. Opa, așa. Au ghivecele mai micuțe. Aici le-am pus, mi s-o păr foarte interesant aceste ghivecele. Sunt luate din Jumbo. Și cam așa arată. Nu este meritul meu. Le-am primit bine. Aceste, fiți ce frumoasă este. Am primit-o înflorită, însă florile respective s-au ofelit și violeta și-a format alte flori, alți boboci și apoi după aceea au și înflorit. Priviți ce culoare interesantă. Nu sunt nici mare expert în violete. V-am spus, am mai avut tangențe cu ele în trecut și acum m-am reapucat, sper eu, serios. Și mă bucur foarte mult că am reușit să le fac să și înflorească și sper să le văd înflorite bine, 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 bine. Dar, un început. Asta e tot. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Pe curând!